Iată-ne din nou împreună, dragi prieteni. Uh, mai înainte de orice vreau să vă salut, să apreciez interesul pentru înțelegerea voii lui Dumnezeu. Astăzi aș vrea să vorbim despre un lucru cu care ne întâlnim la fiecare pas, despre media, mass media sau social media și anume influența social media asupra tinerilor, asupra oamenilor în general, asupra tinerilor în special prezentarea aceasta pe care astăzi o să o așez în fața dumneavoastră face apel la echilibru. Adică avem nevoie de tehnologie, însă trebuie să refuzăm să fim folosiți de ea. Trebuie să o folosim, dar să nu ne lăsăm folosiți. Pentru sute de ani lumea a fost condusă de guvern și de biserică. Apoi a apărut un al treilea factor de influență, mass media. Biserica a respins mass media asociind-o cu profanul, însă guvernul s-a asociat cu ea și împreună astăzi conduc lumea. Lumea și guvernul împreună. Biserica s-a trezit din această stare de izolare față de mass media și a început să o folosească. Termenul de mass media a rezultat prin asocierea cuvântului latinesc media, cu mijloace, cu cele englezesc mass, adică masa. Funcțiile mas-mediei sunt următoarele. Informare, corelare, comunicare, educare, divertisment și altele. Fenomenul soc social media este foarte complex și când facem referire la el ne gândim la internet, filme, muzică, televiziune, radio, cinema, divertisment, jocuri video, reviste și probabil altele. Trăim cu toții în era tehnologiei și nu putem nega rezultatele pozitive pe care le-a adus această dezvoltare fără precedent în istoria umanității. Societatea este dinamică, în permanentă schimbare, iar modelele culturale se transformă, se rescriu. Influențele culturale care se manifestă asupra noastră în copilărie, în mod deosebit în copilărie, modelele care ne inspiră și provocările cărora trebuie să le facem față, determină modul în care vom aborda viața, ca adulți. La început, lumea așa cum spuneam, a fost condusă de guvern și biserică și a apărut media, mass media, care astăzi s-a ridicat deasupra celor două. Ca multe alte lucruri din viața noastră, gestionarea echilibrată și înțeleaptă a mass mediei face diferența între rău și bine. Aș vrea să vorbesc un pic despre efectele mass mediei asupra vieților oamenilor la modul general și asupra componentelor vieții la modul particular. Cercetările făcute de uh, oamenii de specialitate au arătat că efectele expunerii la mass media asupra adolescenților generează frică, anxietate, depersonalizare, modificarea irreversibilă a minții, emoțiilor și credinței copiilor și tinerilor apoi generează o puternică reacție asupra morale și convingerilor individuale. Înțelegerea influenței fenomenului mass media asupra tinerilor este important pentru că ne ajută să înțelegem sub aspectul comportamentului, valorilor, luptelor interioare în societatea aceasta postmodernă și secularizată distracția mas-media, lumea virtuală în general, este pentru tineri o modalitate de evadare de sub amenințările viitorului, exprimând dorința după comunicare care lipsește în viața lor reală. Problema tinerilor nu este mas-media în sine, ci conținutul extrem de negativ pe care îl prezintă intoxicând vieților, vieților lor. De pildă sexul, drogurile, sinuciderile, violența, crimele, abuzul, stilul de viață murdar, toate acestea fiind vizionate de la vârstele de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 anișori. Acestea devin lucruri normale pe care ei le fac fără să se mai simtă vinovați, pentru că toată copilăria lor nu le-au fost prezentate ca niște lucruri vinovate, ci ca niște lucruri normale. Dacă ar fi vinovate, de ce se uită părinții la ele? Dacă ar fi vinovate de ce există în sine și nimeni nu spune că sunt rele, din moment ce toți oamenii se delectează uitându-se la ele, ei cresc cu acest normal în viața lor, un normal care îi va distruge. Păi, creează dependență, mass media creează dependență și un efect de hipnoză. Părinții folosind uh, social media ca sedativ pentru a liniști copiii. Dacă le dai un, un, un device, un telefon, o tabletă, ei devin absenți. Observați că are, are efect sedativ. Pur și simplu este ca un fel de, de, de uh, adormitor pentru copil. Știința a dovedit faptul că dependența de internet, de televizor, de jocuri video este la fel de mare ca dependența de substanțe interzise, de droguri, de alcool. Se apreciază că un copil până la vârsta de 5 ani are aproximativ 5.000 de ore de expunere la mass media, urmărind în tot acest timp peste 200.000 de acte de violență și sexualitate. Unul din patru oameni utilizează astăzi platformele online, Facebook, Twitter, Instagram și altele. Dependența de social media este mai puternică decât alcoolul și țigările și afectează mai mult de 5% dintre tineri. În urma unui sondaj făcut în Anglia pe 1500 de tineri cu vârstele cuprinse între 16 și 24 de ani în legătură cu folosirea mass mediei, s-a descoperit următoarele. 91% dintre tineri folosesc internetul pentru social media. În Anglia se estimează că 80.000 de, de copii și tineri suferă de depresie severă. 9 din 10 fete nu sunt mulțumite cu corpul lor, pentru că se compară cu pozele care sunt prezentate în social media, dar pozele acestea să știți că sunt făcute de niște persoane care sunt pregătite, înfometate o perioadă lungă de timp și expuse la un anumit mod de viață pentru ca să arate așa. Apoi pozele acelea sunt prelucrate și li se dă efectul acesta pentru că, văzându-le, e normal ca noi să ne simțim complexați. Poi, 91% dintre cei care au raportat un caz de agresare în mediul online au declarat că nu s-au luat nicio măsură cu privire la lucrul ăsta. Este un mediu periculos. Este o junglă. Unul din șase tineri se confruntă cu o anxietate, iar procesul tinerilor care experimentează asta au crescut de la 70% la 80-85% în ultimii 26 de ani. Tinerii care petrec mai mult de două ore pe zi pe platformele online sunt mult mai predispuși la anxietate și depresie. În prezent, copiii și tinerii folosesc între 9 și 11 ore pe zi de internet. Studiile de specialitate demonstrează că exageratul conținut de violență uh, conduce la tot felul de boli, tot felul de frici, tot felul de reacții care afectează comportamentul, încrederea, siguranța, speranța, și se manifestă de cele mai multe ori în mod ilegal. Deformează ideea de sexualitate. Datorită conținutului sexual exagerat din mass media, tinerii sunt sufocați și supraexcitați până la nivelul la care refulează manifestându-se atât imoral cât și ilegal. Pe lângă efectul de dependență, se formează o imagine falsă despre dragoste și căsătorie. Se formează o discrepanță între ceea ce putem dărui și așteptăm de la dragoste. Tot mai multe familii destrămate pentru că nemulțumirea ne conduce la respingerea tovarășului de viață. Influența masmediei asupra tinerilor este nesănătoasă și prin faptul că le focalizează atenția și interesul asupra frumuseții, asupra modei, asupra satisfacției trupului, determinându-i să se angajeze într-un comportament deviant și nerealist. De asemenea, are un efect asupra comportamentului mass media. Nu putem disocia mass media de influența conținutului său informativ, adică efectele hipnotice și manipulative la nivelul minții. Există un efect hipnotic care creează dependență. Intri pe internet pentru a vedea ceva concret și continui să te uiți încă la 10-15 lucruri la care nu aveai de gând să te uiți. Dar de ce te uiți? Pentru că există un efect hipnotic. Există o dulceață care este irezistibilă, Nimeni nu intră pentru 5 minute și să iasă. Sau chiar dacă are intenția să stea 5 minute, de cele mai multe ori stă mult mai mult decât 5 minute. Problemele de atenție din cauza hiperactivității mass mediei. Lipsa de motivație pentru activități naturale, obișnuite, în natură, din cauza hiperactivității mass Apoi se modifică percepția cu privire la lucrurile din lumea fizică. Expunerea exagerată la lumea virtuală din mediul online face ca mintea să nu mai facă diferența între lumea fizică și lumea virtuală. Nu mai imaginați-vă ce dramatism. Este evident faptul că expunerea la mass media afectează masiv percepția asupra sexualității. Dar nu numai a sexualității, asupra relațiilor sociale, personalitate, orientare religioasă, moralitate, sănătate, comportament social, creier uman, obiceiurile, imaginea de sine și imaginea fizică, pregătirea personală. Și studiile, sănătatea psihică, sănătatea sexuală a fetelor, angajamentul sexual în cazul cuplului. Spuneam puțin mai devreme că cei care au devenit obsedați de mass media și au petrecut prea mult timp pe, în, în domeniul acesta pot ajunge la nivelul la care uneori nu mai fac diferența între, între fizic și virtual. Este o persoană care a ucis pe cineva, și când a fost întrebat în proces de ce a făcut lucrul acesta, el a spus că a crezut că este în lumea virtuală. Pentru că a petrecut foarte mult timp folosind jocuri video în care omorau oameni, a spus că la un moment dat el a crezut că este în timpul unui joc video. Apoi există efecte asupra educației școlare, probleme de învățare, de dizabilitate de învățare sindromul de care suferă foarte multe persoane din lumea occidentală, peste 50% dintre adolescenți sunt determinați în bună măsură de vizionarea internetului, a televizorului și a jocurilor pe calculator. Sindromul de a, tulburare hiperkinetică cu sau fără deficit de atenție, adică slăbirea capacităților mentale până la nivelul îmbolnăvirii neuropsihologice, concentrarea atenției Memorie de scurtă durată, imaginație creativă, motivația de a întreprinde o acțiune care cere efort, și tot felul de astfel de lucruri care uh, sunt exprimate într-un limbaj de specialitate, și uneori nu înțelegem mare lucru din ele. Însă, dacă nu înțelegem mare lucru din ele, atunci înțelegem că toate lucrurile acestea se pot întâmpla în viața copiilor și nepoților noștri, și dintr-o dată atenția noastră se trezește. Tinerii care au stat. Prea multe ore în fața calculatorului sau a televizorului, dar în mod deosebit a calculatorului, vor experimenta slăbirea capacității de a asculta, incapacitate de a-și menține atenția, dificultatea de a înțelege și de a-și aminti un material prezentat oral, abilitatea scăzută de a reflecta într-o formă coerentă în vorbire, în scris, asupra anumitor fapte sau idei, tendința de a comunica prin gesturi, odată cu cuvintele sau în locul acestora sau scăderea cunoștințelor de vocabular sub nivelul clasei a patra. Aproape că nu ne vine să credem. Parcă există tendința de a denigra mass media, dar nimeni nu are tendința să denigreze. Toate lucrurile acestea sunt diagnostice care au fost puse în psihologie, în sociologie. Acestea sunt efecte pe care oamenii încep să le identifice și peste 10-20 de ani vom fi îngroziți de efectele acestea pe care nici măcar nu le anticipăm acum proliferarea ticurilor verbale, a cuvintelor de umplutură care nu spun nimic, incapacitatea de a distinge diferențe dintre sunete ce alcătuiesc cuvinte și de a le percepe în ordinea rostirii, fapt care se reflectă și în dificultatea de a pronunța cuvinte lungi și ale silabisi, înțelegerea nesigură, confuză a lecturii cu un grad crescut de dificultate sau dificultatea de a înțelege frazele mai lungi, Propozițiile intercalate și structurile gramaticale mai complexe sau dificultatea de a trece de la limbajul colovial la forma scrisă. De asemenea, conținutul exagerat de violență propagată în mass media produce o desensibilizare profundă a oamenilor în fața violenței, a durerii, a suferinței, insinuând faptul că violența e justificată prin preîntâmpinarea riscului și prin, și prin păstrarea securității personale. Încă ceva cultivă perspectiva suicidului. Viața ireală prezentată în social media, plină de vacanțe și petreceri, determină pe tineri să aibă impresia că nu-și viața, împingându-i în stări de frustrare, de nemulțumire, depresie, anxietate și chiar sinucidere. Rata sinuciderilor crește dacă mass media încearcă să-i să dea acestui fenomen o explicație rațională. De asemenea, Sinuciderea nu mai este privită ca un lucru grav atunci când este justificată prin consumul de substanțe interzise și tot felul de alte circunstanțe. Încă un efect asupra familiei. Pentru că tinerii petrec aproximativ 40% pe social media, devin din ce în ce mai individuali și mai independenți față de părinți, față de familie în general. Se observă o pierdere a comunicării și a sentimentului de apartenență, oamenii se detașează emoțional. Mass media înstrăinându-i de familie, de apropiați, iar străinii din mediul virtual, virtual devin falșilor prieteni. Sub influența mass mediei, tinerii sunt într-o transformare grozavă, se transformă într-o generație rebelă, caracterizată prin lipsă de ascultare față de părinți și prin respingerea valorilor morale și tradiționale. De pildă, studiile făcute au observat că generațiile moderne de tineri, categorisite de-a lungul anilor de cercetători drept generația techno, media, Facebook, Twitter, manifestă o respingere totală față de valorile moral-spiritual tradiționale moștenite de altfel de la părinții lor expunerea la mass media influențează oamenii în mod ireversibil din punct de vedere emoțional intelectual și spiritual spre vicii spre pierderea valorilor moral tradiționale, generând un adevărat fenomen distructiv împotriva valorilor creștine de pildă credință închinarea în familie, dragostea creștină iertarea, bunătatea, mila, onestitatea respectul, ascultarea și lista continuă din punct de vedere psihologic Adolescența și tinerețea este vârsta crizei de originalitate, care este caracterizată prin câteva lucruri. Dezvoltarea gândirii abstracte, care este paralelă cu gândirea tehnică și cea inventivă. Nevoia de apartenență și de recunoaștere socială, grupuri de apartenență având capacitatea de a impune atitudini și comportamente specifice. Anticonformismul specific tinerilor nu este altceva decât conformismul impus de grupul de apartenență ca o dorință a afirmării de sine și a primirii în grup. În felul acesta, stilul de viață al tinerilor devine nonconformist, o adevărată subcultură reprezentată prin separarea sau chiar uh, izolarea de adulți, muzică, îmbrăcăminte, preferințe artistice, norme și valori comportamentale specifice. În concluzie, Stând în fața acestei prezentări, sau citind, sau ascultând uh, un articol uh, pe subiectul acesta, ne gândim în ce măsură sunt lucrurile astea adevărate. În ce măsură vor fi afectați copiii noștri, nepoții noștri? Dacă lucrurile acestea sunt adevărate, ce ar trebui să facem noi astăzi? Uh, Vă aduc aminte de Iov. Unul dintre oamenii care sunt prezentați în Biblie ca un fel de simbol al suferinței. Omul acesta, în capitolul 32 din cartea sa, spune: Am făcut un legământ cu ochii mei. Stimați prieteni, noi suntem responsabili de viața noastră. Noi hotărâm ce facem, la ce ne uităm, cât ne uităm și cum gestionăm imaginile pe care le-am pus în memoria noastră. Imagini care nu vor pleca niciodată de acolo, chiar dacă ele nu mai stau în zona conștientă și noi nu le mai percepem. Ele sunt pe alte rafturi ale memoriei, de pildă subconștient sau inconștient, unde conștiența nu mai percepe, nu există lumină peste lucrurile acestea, dar ele sunt undeva în interiorul nostru. Omul acesta a spus, am făcut un legământ cu ochii mei. Probabil a avut și el o perioadă în tinerețe în care a lăsat ochii lui să se bucure de toate lucrurile, inclusiv de toate prostiile. Însă și-a dat seama că nu poate să trăiască în felul acesta. Dominat de instinctele primare, dominat de circumstanțele vieții care spun pe tavă tot felul de lucruri care te distrug, care te transformă într-o mică marionetă, o persoană care nu mai ai control asupra la ceea ce faci, ceea ce mănânci, ceea ce bei. Nu mai poți să decizi cu privire la viața ta. Devii dependent, legat, robit de o anumită substanță, robit de țigări, de alcool, de pornografie, de masturbare, de curvie, de tot felul de lucruri, de violență. Ei bine, omul nu a fost făcut să trăiască cu această uriașă presiune asupra sufletului lui, nu mai are liniște, stă într-un într continuu ascunziș, încearcă să mai facă încă o prostie ca să le ascundă pe cele 100 pe care le-a făcut ieri și alaltării. Stilul acesta de viață nu poate să favorizeze moralitatea, familia, educația, performanța, o viață liniștită, o viață pașnică nu am fost făcuți să nu vorbim cu oamenii de lângă noi și să stăm ore în șin de vorbă cu roboți sau cu niște străini pe care nu i-am văzut niciodată sau pe care nu o să-i vedem niciodată, nu o să-i cunoaștem în mod fizic. Am pierdut capacitatea să vorbim unii cu alții. Când copiii sau nepoții noștri vor crește, se vor face mari, vor avea dificultăți să vorbească unul cu altul. Pentru că vorbirea lor se rezumă la câfă în loc de ce faci. Făcând fac bine. E bine, genul acesta de a ți anula capacitatea de comunicare, de gândire, de elaborare, de observare se reduce la uh, silabisirea aceasta în lumea virtuală și la înghițirea unui bagaj imens, masiv de imagini care creează o ațipire a minții. Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm în primul rând pentru discernământ, apoi pentru capacitatea de a gestiona cu maturitate, cu responsabilitate, oportunitatea internetului, care este un mare beneficiu. Dar o altă parte, o altă fațetă a acestui beneficiu este că e o mare nenorocire atunci când îl lăsăm să ne controleze. Haideți să ne rugăm împreună. Tată Ceresc, Stăm în fața ta și îți mulțumim pentru acest subiect. Deși el nu pare religios, el ne afectează, ne influențează masiv viața. De aceea venim la tine și te rugăm: dă-ne capacitatea de a alege și de a ne înfrâna cu privire la dulceața acestor lucruri care ne transformă în niște robi. Ne ia timpul să dormim timpul să ne întâlnim cu prietenii și să ne bucurăm de viață, timpul să ne relaxăm, timpul să vorbim cu soția și cu copiii, să investim în ei, să-i educăm. Devenim niște robi ai sticlei la care ne uităm ziua și noaptea. Doamne, dă-ne minte, dă-ne înțelepciune, ajută-ne să folosim toate lucrurile din jurul nostru, dar să nu ne lăsăm folosiți decât de Tine, pentru că Tu ne ești Tată. Doamne, dă ne puterea aceasta, te rugăm, și scoate-ne de sub stăpânirea acestor dulcețuri păcătoase. Ajută-ne să le folosim pentru strictul nostru necesar, pentru profesia noastră, pentru lucrurile sociale sau familiale. Însă dă ne capacitatea, Doamne, să limităm lucrurile acestea și capacitatea să ne autocontrolăm. Îți mulțumim că Tu ești Dumnezeu, că Tu ești Tatăl nostru, că spasă de noi și că Tu ne poți schimba, Doamne. În Tine avem puterea. Pavel spunea apostolul că poate totul în Hristos. Ajută-ne și pe noi să putem totul în Hristos. Să luăm din tot ce există în lumea asta lucruri de care Tu ne-ai făcut parte atât cât este necesar. Dă-ne, Doamne, această dreaptă măsură, dă-ne, Doamne, acest discernământ și înțelepciune, dar și puterea de a face ceea ce știm că trebuie făcut. Îți mulțumim că ne asculți rugăciunea și știm că Tu, mai mult decât ți-am cerut noi, ne vei binecuvânta, că Tu ne ești Tată. De aceea ne închinăm în fața Ta, de aceea Te iubim, Te respectăm și de aceea Te vom urma. În toate zilele vieții noastre vom cinsti numele Tău. Fie binecuvântat numele Tău, Tată, prin Hristos Domnul. Amin. Stimați prieteni, mă bucur că am petrecut timpul acesta împreună, mă rog lui Dumnezeu să ne călăuzească pe noi și pe cei dragi din casele noastre. La revedere! Dacă apreciați aceste învățături, crezând că sunt necesare pentru viața dumneavoastră, vă invităm să vă abonați la canalul nostru. Mulțumesc!